Domnule director, să povestim puțin despre anul 2021 pentru instituția care o conduceți, după cum povesteam, unul foarte bun și cu unul de succes. Cum a fost? Anul 2021 a fost un an greu, având în vedere condițiile pandemice și faptul că activitatea pe care am desfășurat-o a fost mult mai elaborată. Dar, în principal, pe lângă activitățile obișnuite, ne-am canalizat eforturile pe trei domenii mari de activitate, și anume implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, digitalizarea și informatizarea activității din Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și, nu în ultimul rând, eliberarea titlurilor de proprietate și realizarea cadastrului sporadic. Dacă este să vorbim câteva lucruri despre fiecare din aceste trei mari uh, domenii de activitate în care ne-am canalizat eforturile în mod deosebit, putem să spunem că în ceea ce privește implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, aici am lucrat în două domenii uh, separate, și anume realizarea cadastrului uh, sistematic pe sectoare cadastrale, sens în care în urma activității realizate într-un număr de 19 OAT-uri am reușit să recepționăm și să ridicăm în sistemul integrat de cadastru și carte funciară circa 11.000 de imobile și a doua zonă de activitate, realizarea cadastrului sistematic pe întreg oat -ul. Aici am reușit ca și premieră pentru județul Maramureș, finalizarea recepției pentru un UAT-ul cadastrat în întregime, sens în care avem pentru prima dată un întreg uat care are cadastru nou la nivelul vremurilor în care trăim. Respectiv este vorba de UAT Cupșeni, unde în urma efectuării cadastrui sistematic și recepției acestuia s-au ridicat în etera circa 20.000 de imobile, astfel încât în urma finalizării uh, acestui proces destul de elaborat și destul de complex, care, la care recepția a început practic în lunile de sfârșitul iernii anul trecut și am reușit să-l finalizăm cu eforturi deosebite din partea colegilor noștri cât și din partea uh, municipalității, respectiv a primăriei Cupșeni. Am reușit să-l terminăm în ultimele zile ale lunii decembrie, astfel încât la începutul anului acesta, spre sfârșitul lunii, vom elibera deja primele extrase de carte funciară către cetățenii proprietari sau posesori de imobile din această localitate. Nu în ultimul rând, tot în zona cadastrării sistematice, în ceea ce privește cadastrarea în întregime, suntem la ora la care avem în recepție încă două OAT-uri cadastrate în întregime și aici ne referim la Fărcașa și Satul Lung. Am recepționat într-o primă etapă și am dat respingere datorită calității proaste a lucrării la Dumbrăvița, tot un OATU cadastrat în întregime, la care firma prestatoare lucrează pentru refacerea lucrării și la fel pentru Recea, unde firma prestatoare a refăcut lucrarea și probabil săptămâna viitoare va depune lucrarea pentru recepție. Nu în ultimul rând, tot în acest domeniu se lucrează tot în etapă finală de realizarea lucrării de către prestator pentru Săcălășeni, lucrare care probabil spre sfârșitul lunii va veni în recepție și poenile de subunte unde firma prestatoare are circa 60-70% din terenuri măsurate, urmând ca până la sfârșitul anului să trebuiască să depună lucrarea pentru recepție. În ceea ce privește cadastrarea pe sectoare cadastrale, pe lângă imobilele recepționate, din banii Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară s a alocat anul ăsta câte s-au alocat sume considerabile, respectiv suma de 170.000 de lei pentru fiecare UAT pentru realizarea cadastrării sistematice pe sectoare cadastrale. Din cele 62 de UAT-uri eligibile au semnat contracte de finanțare 56 de UAT-uri, iar contracte de prestări servicii, respectiv primării care și-au găsit prestatori pentru realizarea contractelor, au fost 39 de UAT-uri care au semnat contracte de prestări servicii contracte de prestări servicii care trebuie finalizate până în 1 ianuarie 2023. Deci și în acest domeniu avem o, o previziune pentru și premise constituite pentru a recepționa un număr important de imobile în cursul acestui an. Și nu în ultimul rând trebuie să amintim că avem patru comune care au semnat contracte de cofinanțare, care pe lângă banii alocați de Agenția Națională pentru fiecare imobil care va fi recepționat, vor pune și dânșii bani de la bugetul local pentru a susține financiar realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale. În ceea ce privește digitalizarea și informatizarea activității, o a doua mare uh, ramură a activității pe care ne-am canalizat în mod deosebit eforturile, uh, putem enumera aici dintre realizările deosebite și anume uh, s-a generalizat posibilitatea achitării tarifelor prin card cât și prin uh, uh, virament bancar pentru toate tipurile de lucrări uh, realizate de oficiul de cadastru. Uh, S-a continuat digitalizarea cărților funciare existente în format analogic, prin conversia acestora în format electronic, reușind uh, digitalizarea a circa 8000 de cărți funciare, ceea ce ne apropie de final pe cu digitalizarea acestor cărți funciare, astfel încât dacă la ora actuală oficiul de cadastru și publicitate imobiliară este digitalizat și informatizat în ceea ce privește lucru și relațiile cu cetățenii în proporție de 90-95%, într-un viitor nu foarte îndepărtat, prin eforturi proprii vom reuși să informatizăm activitatea în proporție de 100%. Deja, cetățenii care doresc pot să-și obțină extrase de carte funciară și extrase de plan cadastral online la un preț mai scăzut decât dacă ar veni la ghișeie. De asemenea, am terminat introducerea în format electronic în baza de date a geometriilor imobililor care existau în format analogic. Nu în ultimul rând, am terminat de finalizat și introdus în baza de date toate documentațiile cadastrare realizate în județul Maramureș între anii 1930 și 2020, astfel încât să favorizăm eliberarea documentelor solicitate de cetățeni atât în format electronic prin uh, aplicația corespunzătoare a Agenției Naționale, cât și la ghișeu, într-un timp cât mai scurt și cu o muncă uh, cât mai uh, puțină din partea cetățenilor noștri. Tot în acest domeniu pot să arăt și modificarea legislativă a legii 7 pe 1996 care a fost făcută în penultima lună a anului 2021, prin care s-a realizat accesul la baza de date online a Agenției Naționale pentru topografii autorizați, pentru experți, pentru uh, executori judecătorești, pentru avocați ca noutate și pentru alte autorități publice care îndeplinesc un serviciu public, uh, toate acestea venind în uh, întâmpinarea eforturilor pe care le depun aceștia de realizarea lucrărilor cu celeritate pentru cetățeni și pentru instituțiile statului. Nu în ultimul rând, dacă vorbim despre a treia etapă, a, treia, a trei, al treilea mare domeniu în care ne-am canalizat eforturile, cadastru sporadic și eliberarea titlului de proprietate, trebuie să vă arăt, că, să, să prezint că, deși... Cu același număr de oameni ca și în anul 2020, solicitările au fost mult mai mari, astfel încât față de 2020 am avut o creștere în acest domeniu cu 34,9%, iar față de 2019, pe care îl considerăm să spunem ca un an etalon, deoarece în 2020 știm foarte bine că în toate domeniile s-au înregistrat scăderi, am avut o creștere de 26,7%. Ceea ce înseamnă că eforturile au fost susținute pentru realizarea solicitărilor cetățenilor și pentru a ușura rezolvarea diferitelor probleme cu care aceștia, cât și instituțiile statului, se confruntă. Nu în ultimul rând, am continuat procesul de eliberare a titlurilor de proprietate, astfel încât toate solicitările venite în cursul anului 2021 până în luna decembrie, la această dată, sunt satisfăcute, respectiv titlurile de proprietate eliberate. Lucrăm în cursul lunii ianuarie la solicitările venite în luna decembrie și, nu în ultimul rând, la activitatea avută în cadrul Comisiei Județene de Fond Funciar.